Bună, dragile mele! Cu acest tutorial voi începe seria mea de machiaje pentru banchete. Voi face un tutorial pentru fetele de clasa 8-a, apoi un tutorial pentru fetele de liceu și un tutorial pentru banchetul de facultate. Astăzi vreau să vă vorbesc despre banchetul de clasa 8-a și vreau să vă spun în primul rând că banchetul este o experiență de neuitat. Banchetul este o experiență foarte frumoasă la care toată lumea trebuie să participe. Toți trebuie să o trăiască pentru că această seară reprezintă probabil chiar ultima seară în care ne vom revedea cu toții, ultima seară în care ne vom distra toți colegii împreună și trebuie să avem toți o amintire frumoasă despre fiecare, să uităm pentru un moment de toate problemele pe care le-am avut în timpul școlii, să uităm pentru un moment de examenul care urmează și să ne distrăm și să rămânem cu amintiri foarte frumoase întipărite în mintea noastră. Mulți dintre noi refuză să meargă la banchet, din păcate, și primul motiv este că au impresia că este o cheltuială mult prea mare. Și nu este așa, nu trebuie să fie neapărat așa. Nu trebuie să mergem la diferite saloane, pentru că cu toate tutorialele care sunt acum pe YouTube ne putem face și singure părul. Cu toate tutorialele care sunt acum pe YouTube ne putem machia singure. Nu trebuie neapărat să mergem și să cheltuim o groază de bani pe la salon. Sigur, și rochiile sunt destul de scumpe, dar există o posibilitate de a economisi. Alegând să mergem la o croitoreasă și să ne cumpărăm singure materialul, ne facem o rochie super, super originală. Și uite, așa economisim bani. Ca să fim speciali în această minunată zi, în această minunată seară, nu trebuie decât să facem mici schimbări în rutina noastră, să ne facem părul altfel decât ne l-am fi făcut într-o altă zi, să ne facem machiajul puțin diferit de cum suntem obișnuite să-l facem pentru oricare altă ocazie și uite așa, suntem mai speciale, suntem frumoase și gata de distract. Eu am niște amintiri foarte frumoase în ceea ce privește banchetul de clasa 8-a. Îmi aduc aminte că mi-am făcut rochia de una singură, adică nu am cusut-o eu, dar mi-am ales singură modelul, m-am dus și mi-am cumpărat material. M-am dus la o croitoreasă, mi-a făcut o rochie foarte simplă și foarte drăguță, cu un neagră, cu un număr roșu și cu un colț roșu al rochii. M-a costat foarte puțin, foarte, foarte puțin. Dacă mi-aduc bine aminte, vreo 250 de mii cum era pe atunci și am avut o rochiță cum nu a mai avut nimeni altcineva, simplă și drăguță. Machiajul, am vrut să fac ceva special, am vrut să fiu diferită și am zis că voi merge la un salon să-mi fac machiajul de un profesionist, cu toate că puteam deja să-mi fac singură machiajul. Și mi-aduc și acum aminte că domnișoara m-a întrebat din prima ce culoare are rochia mea. Și m-am speriat, imediat m-am speriat pentru că am zis, doamne, dar nu vrei să-mi faci machiaj cu roșu și cu negru? Și a zis, a, da, dacă e roșie și cu negru, atunci nu pot să-ți fac un asemenea machiaj. Și s-a gândit ea ce s-a gândit și mi-a făcut un machiaj verde. De ce? Nici până acum nu pot să-mi dau seama. Probabil s-a gândit că va merge foarte bine ochilor mei verzi. Mi-a făcut un machiaj verde și de fat, ceea ce a dat foarte urât în poze. Dar oricum, pentru mine nu a contat asta foarte mult. Eu m-am simțit foarte, foarte bine la banchetul din clasa 8-a. Mi-aduc aminte că a fost extraordinar. Am dansat până la 7 dimineața, după aceea am mers într-un bar sau într-o cafenea cu colegii mei, am ajuns acasă pe la vreo 10 dimineața, m-am dus să dorm la o prietenă de-a mea, mama ei deja ne aștepta cu un vas imens de apă rece cu sare, pentru că aveam niște bătături de la tocuri. Și pentru că dansasem toată seara ca o nebună, eu nu sunt genul care să stea pe margine când aud muzică și vreau să mă distrez, dau tot ce am mai bun în mine.
Da, și cum vă spuneam, nu este nevoie să mergeți la un salon. Eu am avut o experiență negativă cu salonul. M-a dat cu foarte mult fond de ten și numai cum am ajuns la banchet, fondul de ten din zona aceasta începuse să curgă. Dispărea și aveam pomeții un pic descoperiți de fond de ten. Ce mă face pe mine să mă simt mult mai bine în afară de rochie, să mă simt bine în pielea mea, este lenjeria intimă. Și întotdeauna, la orice ocazie specială, lenjeria mea intimă depășește ca și costul rochiei, prețul rochiei. Întotdeauna mi-am luat lenjerie intimă mai scumpă pentru că asta mă face pe mine să mă simt în largul meu. Dacă ai un sutien care te strânge pe undeva pe aici, dacă ai un sutien care te zgârie, atunci nu te vei putea simți foarte, foarte bine. Acestea fiind spuse, vă prezint machiajul fetelor pe care l-am gândit pentru fetele de clasa 8-a. Nu am vrut să-l fac nici foarte natural, pentru că totuși este o seară specială. Am vrut să vă scot în evidență ochii. Un machiaj smoky, dar un smoky soft, nuanțe naturale. Acest machiaj vă va scoate în evidență ochii. Vă va da foarte, foarte bine în poze, pentru că am folosit nuanțe mat. Nu veți fi exagerat de machiate. Veți fi exact cum trebuie să fie, un machiaj foarte, foarte ușor de realizat. Veți vedea, eu l-am realizat în mai puțin de 5 minute. Hai să vedem ce mi-a ieșit. Primul sfat pe care pot să vi-l dau este să nu folosiți farduri silefate. De ce? Pentru că cea mai importantă parte a banchetelor sunt pozele, sunt amintirile care ne rămân după, nu? Iar când folosim farduri silefate, acestea tind să cadă sub ochi foarte, foarte mult. Și atunci mai și reflectă foarte mult lumina în poze și vor da efectul unui machiaj neîngrijit, unui machiaj nu foarte bine făcut. De aceea voi folosi două culori. Este un machiaj foarte, foarte simplu de realizat. Ochiul acesta nu mi-a luat decât 5 minute, poate chiar mai puțin de 5 minute. Cu un creion negru îmi voi linia linia apei foarte ușor, nu trebuie să exagerăm. Și linia genelor superioare. Nu trebuie să fiți foarte exacte aici, pentru că oricum... Vedeți, nu am trasat nicio linie exactă, doar puține liniuțe pe acolo, dacă pot să zic așa. Și acum, cu capătul acesta, cu burețelul acesta, voi întinde foarte bine negrul. După ce am întins foarte bine creionul negru, voi lua o pensulă de genul acesta pentru pliul ochiului și voi folosi o micuță paletă de la Essence. Essence este o marcă gen Elf, cum este la noi, și este foarte bună. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Essence, sunt foarte ieftine. Și voi folosi, după cum v-am spus, aceste două culori, maroul acesta și rozul. Iau puțin maro și încep să accentuez pliul ochiului. Unde am ajuns la combinația asta pentru un machiaj de seară? Pentru că vreau să fac un fel de smokey eye foarte natural, dacă pot să spun așa. Și alegând un roz, care este o culoare foarte copilărească, așa, dar nu este foarte naturală pentru ochi, pun și puțin maro ca să dau mai multă naturalețe rozului. Am întins foarte bine maroul și apoi cu o pensulă de genul acesta sau oricare altă pensulă plată, voi lua puțin roz mat și îl voi pune pe pleoapa mobilă. Iar apoi, cu această pensulă, fără nimic fard, fără niciun fel de fard pe ea, voi îmbina foarte bine culorile împreună.
Pe linia inferioară a genelor voi folosi puțină pudră, pentru că nu vreau să accentuez acea zonă, dar nici nu vreau să mi se scurgă creionul la jumătatea banchetului. Astfel pun puțină pudră, asta va împiedica și creionul să curgă și nici nu va accentua prea mult o. Singurul fard sidefat pe care îl voi folosi va fi acest alb, pe care îl voi folosi ca să îmi iluminez colțul interior și arcada sprâncenii. Nu voi folosi foarte mult. Iar ca să îl ajut să reziste mai mult, voi aplica mai întâi un creion alb cremos și foarte puțin fard. Și acum voi aplica niște mascara. Pentru buze m-am gândit la ceva foarte natural, un ruj cu o tentă de roz. Și am ales un ruj pentru că acesta este un pic mai rezistent la transfer, dar nu e nicio problemă, vă puteți lua un gloss, să-l țineți la voi toată seara și să vă reîmprospătați buzele de fiecare dată când vreți să faceți o poză. Și puțin lip gloss în mijlocul buzelor pentru mai mult volum. Iar pentru blush m-am gândit la fel, la ceva foarte natural, nu roz, pentru că deja va fi mult prea mult buze roz, nuanțe de roz pe ochi, ceva neutru, o nuanță ca aceasta cărămizie, foarte, foarte puțin, fără conturul feței, pentru că nu trebuie să vă maturizați fața atât de devreme, pentru că oasele femeii tind să iasă în evidență odată cu maturizarea ei. Voi nu aveți nevoie de conturing deocamdată. În ceea ce privește fondul de ten și pudra, sigur că pentru o seară specială vrem întotdeauna să arătăm bine, să arătăm cumva diferit de cum arătăm în fiecare zi. Dar, totuși, pentru domnițele de clasa a 8-a, eu recomand o cremă colorantă, Tinted Moisturizer. Nu am, din păcate, una la îndemână ca să vă recomand ceva bun. Tinted Moisturizer sau un fond de ten cu o consistență foarte lejeră. În orice caz, nu trebuie să exagerați, pentru că, sigur, aveți încă o piele tânără, o piele frumoasă. Nu trebuie să o acoperiți. Trebuie doar să uniformizați culoarea feței voastre și să vă dați o strălucire mai specială în această seară. În ceea ce privește pudra, însă, dacă nu aveți un ten gras, dacă nu aveți un ten problematic, ați putea renunța la ea sau doar să vă puneți foarte puțină pudră translucidă, un strat foarte lejer în zona. Acesta este machiajul, dragele mele. Sper să vă placă. Mai multe poze pe pagina mea de Facebook, bineînțeles. Vedeți că pun linkul în cutiuța cu descrieri. Nu uitați să alegeți o singură chestie care să iasă în evidență, nu toate trei, dacă vreți părul, dacă vreți machiajul, dacă vreți rochia și sper să vă distrați. V-am pupat!